mais la calle. Tipo foarte mult pentru a treia an consecutiv Babi Caz, cu ocazia zilelor de Bazului. Se organizează o acțiune dedicată egalității. S-a întâmplat sau cine știe cum s-a hotărât, nu știu exact în ce context, stabilirea acestei date a zilor orașului, deci în preajma Sfântului Dimitrie, care fiindcă încheie calendarul agricol al gospodarului român și este un moment de bilanț, se sărbătorește ziua recoltei, deci oamenii, în mod tradițional, la vremea asta, trag linie și văd roadele anului, cât au muncit, care a fost rezultatul muncilor de peste an și e începutul unei perioade când este timp și pentru meditație, pentru planuri de viitor, pentru reflexie și vreme, desigur, de depănat povești, povești cu zâne, povești cu împărați și împărătese, cu crai și crăițe. Se întâmplă, sau de fapt nimic nu e întâmplător, că noi la această vreme putem depăna istorii adevărate legate de domni și domnițe care au marcat istoria locurilor noastre dragi. Poate era bine să mă prezint, vreau să mă scuzați că m-am făcut până acum, numesc Romeo Furtuna, sunt bicăjan, născut în Bicaz aici, deși sunt cam 4 decenii de când am plecat la școli înalte, la Iași, la liceu, și de atunci drumurile m-au dus departe de orașul natal, dar cu sufletul am rămas aici și revin cu plăcere în fiecare an. Deci, anul acesta avem o mică expoziție cu imagini relevante pentru legătura dintre egalitate și Bicaz. O să mai aprofundăm de parcursul acțiunii de astăzi. În principal, sunt unele legate de vizita cuplului regal moștenitor, deci Principesa Maria la acea vreme și Principele Ferdinand, o vizită de la 1901, care a inclus și Bicazul în traseu. Acolo sunt cele mai multe dintre ilustrații. Mai am unele care n-au mai încăput pe perete. Mai avem o mică galerie regală cu niște portete foarte frumoase ale familiei regale, realizate de foarte cunoscutul, bineînțeles, aici cel puțin fotograf pietrean Adolf Chevalier. Cred, o părerea mea și cred că nu este doar subiectivă, cred că sunt cele mai frumoase fotografii ale cuplului regal, ale familiei regale, realizate. Bine, și sunt multe, multe asemenea, dar eu le găsesc pe astea cele mai frumoase. Și am mai încercat să fac un fel de periplu prin Bicazul intervelic, să spunem. N-am făcut toate porții nici acolo, o să le vedeți și pe cele care sunt aici. Mă adresez în primul rând și mai ales copiilor, care de fapt sunt 99% din auditoriul nostru. Acțiunea de astăzi vă este dedicată dumneavoastră, practic, tinerilor. Și este organizată cu bunăvoința Consiliul Local și a Primăriei orașului Bicaz, cu sprijinul foarte prețios și constant al domnului primar Sălăgean, care ne este un foarte bun, cum a spus, sprijinitor în toate acțiunile pe care le-am întreprins până acum și ne bazăm în continuare și pe sprijinul domniei sale pe viitor. Am adus niște invitații care să puncteze diferite aspecte legate de monarhie. L-avem pe domnul Viorel Nicolau, personalitate bine cunoscută dumneavoastră. Putem să-i spunem că e bicăjan de acum, deși îl vedem la multe acțiuni din Bicaz, desfășurate mai ales la
biblioteca orașului, din ședința domnului Asavei. Prezența domnului Nicolau este întotdeauna foarte plăcută și așteptată cu interes. Îl cunoașteți că dumnealui e inginer de profesie. Acum, de noi că vorba acum, sunt mai mulți ingineri printre noi, astăzi veniți. Ce să spun, a fost o vreme a industrializării rapide, forțate, sau cum vă numi unii sau alții, prin anii 70 până prin 80, când țara vrem ingineri. Deci, țara își cere la, în anumite momente anumite personaje care să, în alte vremuri, cere ăsta și atunci acel inginer. Și poate nu știți, au cam dispărut facultățile astea mai ciudate, gen psihologie. Filozofia s-a restrâns la 25 de locuri pe an în centrul universitar, deci pe toată țara erau 75 de locuri de filozofie, 75 de istorie. Și, în schimb, erau foarte multe locuri de ingineri și foarte mulți dintre noi s-au făcut ingineri. Printre tinerii acelor vremuri. Unii aveau vocații pentru aceasta, alții și-au găsit alte vocații după anii 90. Adică stadiul de inginer a fost cumva ca o evoluție a unei fluture, care trece și prin stadiul acela de cupă și ulterior e posibil să devină publicist, istoric, CTP-ul, de exemplu, Alexandru Popescu sau alte persoane notorii care sunt de bază ingineri și care și-au găsit o altă vocație post-decembristă. Nu știu, eu nu mă pronunț asupra mea, să lucrez ca programator, dar avem un al doilea invitat, pe domnul Ștefan Dumitrache, este managerul muzeului de la Piața de Arte. Știți cu siguranță importanța acestei localități, istoricul și, în ultimul rând, de faptul că adăpostește necropola regală. Domnul Dumitrache este o prezență obișnuită pe la mai toate emisiunile care vizează regalitatea. Face parte împreună cu noi și de față prezenți câteva persoane, să vorbim, dintr-o organizație care se numește Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei și ocupă în această organizație un loc în Consiliul de Etică. Acum, la Zbatnodis, cum se zice, la ANFA, așa se spune, în limbajul modern, avem invitat un tânăr deosebit, domnul Tudor Vișan Miu. Este studentă la istorie în anul al treilea. El, trăind în altă epocă, n-a mai trecut prin faza aceea intermediară de inginer și s-a dedicat din capul locului pasiunii sale, care este istoria. Domnul Tudor Vișan Miu, un băiat deosebit de modest, dacă aveți ocazia să-l cunoașteți, foarte muncitor și un spirit strălucit, s-a apucat foarte devreme de cercetare istorică, dovadă faptul că anul trecut la editura Corint i-a apărut un volum numit La școală cu regele Mihai. O să vă vorbească domnul Tudor Șanu despre volumul său și despre alte lucruri. Ce să spunem, observăm prezența domnului profesor Oprea, pe care îl admirăm și căruia am fost pentru câteva ore și elev. N-am avut plăcerea să fac cu dumneavoastră această disciplină la școala generală. Domnul Asave, i-am spus, este o prezență, sau cum să spun, este eminența cenușie a activității culturale din Bicalt, ca să spunem într-un singur cuvânt. Și doamna Mihaela Romela Costea, care reprezintă această organizație de care v-am vorbit mai devreme, Alianța pentru Restaurarea Monarhiei,
în Vicaz, fiind președintele organizației de aici și membru în Consiliul Director al Organizației Naționale. Cred că am vorbit mult mai mult decât mi-am propus, deși nu știu dacă am spus ce am vrut să spun, dar o să-l rog pe domnul Nicolau să înceapă activitatea noastră o parte mai cu substanță, ca să zicem așa. Eu pot doar oficiu de prezentator. Cărțile poștale, colecționarul de cărți poștale se numește cartofil, colecționarea de cărți poștale, cartofilie. Una din pasiunile care mi-au parcurs existența. O să remarcați cărțile, astea sunt majoritatea fotografii. Pe spate, la unele am fotografiat spatele pentru informațiile de pe spate. Ați văzut și Curtea de Argeș și București, fotografii din toată țara. Acei elevi făceau parte din clasa Palatino, o clasă constituită special pentru Mihai, care o clasă era alcătuită din copii din toate structurile sociale și avea un alt regim. Excursii prin țară, excursii singuri, excursii cu clasa, excursii cu tatăl său, cu Carol al doilea în principal, mai puține poze cu mama, regina Elena, sau cu bunicii, paterni. De ce am ales imaginele acestea? Fac parte din arhiva nemțeană. Din câte știu, n-au mai fost prezentate într-o adunare cu subiectul egalitate, este prima manifestare, așa secvențe din ele au mai fost în diferite lucrări, în diferite comunicări. Familia regală, de la începutul, prima vizită în zona Neamțului a fost în 1866. La vremea aceea, principii domnitori, regele Carol I și regina Elisabeta, care au găsit de cuvință să vină în Neamț. Înseamnă că Neamțul și la acea vreme oferea posibilități de distracție, avea oameni cu sufletul deschis și primitori, cum au rămas în parte și acum, și pentru că regele vrea să cunoască, viitorul rege vrea să cunoască țara, fiecare zonă. Venind pe drum pe Dunăre, în țară, prima impresie a fost o țară plină de gropi, noroaie, în care oamenii își aruncă culăturile în cap peste tot. A încercat cumva, printr-un regim, să schimbe ceva. S-au schimbat parte din lucruri, a trecut egalitatea, a venit partea de Republică Populară și Comunism, unele lucruri s-au menținut, altele nu. Dar noi ne continuăm gena noastră prin faptele noastre. Prima vizită în 1866, o altă vizită a familiei regale la 1900-1901. Din familia regală, în general, mai ales partea feminină, reginele, au venit de mai multe ori în zona noastră, și regina Elisabeta și de mai multe ori regina Maria. Se știe că într-o vreme a vrut să facă un așezământ monastic chiar aici, în Vicaz, sau făcut studii de prefezabilitate, fezabilitate nu s-a mai finalizat. Și datorită divergențelor între regină și fiul ei, Carol al doilea, care n-a mai acceptat să dea bani pentru a continua proiectele mamei sale. Stănișoara, munții Stănișoarei, drumul de la Borca Sabasa spre Mălini. Câtă lume dintre noi care suntem aici în sală am făcut drumul acesta pe jos sau cu un 4x4, se poate cu 4x4, se poate, l-am făcut întâi pe jos. E foarte greu, dar este plăcut. Și pe vremea aceea se foloseau toate mijloacele de transport. Se venea o porțiune cu trenul, apoi se continuau cu mașinile și apoi cu trăsuri.
Dacă mergem în biblioteca Mihai Eminescu de aici, o să găsiți multe cărți, începând de la Alexandricu, Imnul Regal, Alecu Russo, Simionescu, Mehedinți, toți care au amintit de vizitele familiilor regale. Iar într-o carte numită Valea Muntelui în cartofilie, sunt o culegere de texte însoțite de imagini cu diferite vizite în partea de Bistrița a județului Neamț și de munte. Confucius zicea, o imagine face cât 10.000 de cuvinte. Imagine nu sunt toate clare, în formatul mic sunt clare, dar prin mărire, știți, partea de tehnică se mai micșorează. Nu a fost fotografiată la o rezoluție prea bună și din cauza asta, așa, găsiți generale armatei române, personalități din toate structurile, inclusiv din preoți, armata, bineînțeles, pentru că armata și la acea vreme susținea regimul. V-am dat să vă uitați pe un album omagial. Am căutat din cărți poștale să fac un album dedicat regelui Ferdinand I. Circulă printre dumneavoastră și aș ruga la final să îl dați domnului Fortuna custodele lui pentru două zile. Dacă aveți întrebări la imagini, la mulți ani celor, dacă sunteți printre voi, sunt printre voi, Dumitru, văd un ochelar, la mulți ani tinere din partea noastră. Familia regală a făcut parte din istorie, face parte din istorie și ca orice lucru românesc este bine făcut. Și acolo există divergențe, cum există și în lumea noastră profană, cum există și în sânul partidelor. Din fericire sau așa ne-a binecuvântat Domnul, cu peisaje minunate, cu oameni buni și cu conflicte care se iscă din orice. Vă doresc o zi frumoasă și vă mulțumesc pentru atenție.